Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Viceprimarul municipiului Chișinău, Victor Chironda, a fost demis astăzi din funcție cu votul la 28 de consilieri municipali. Propunerea a venit din partea edilului Ion Ceban și a fost susținută de majoritatea aleșilor locali. Consilierii din fracțiunile PAS, Partidul Platforma DA și cei din Forța Nouă au părăsit sala de ședințe înainte de procedura de vot, în semn de protest pentru că nu li s-a oferit posibilitatea să pună întrebări. Ion Ceban a declarat că viceprimarul a gestionat ineficient domeniul de care a fost responsabil, iar ancheta inițiată pe numele său a scos la iveală că acesta a lipsit nemotivat de la serviciu mai multe zile. La rândul său, Chironda a calificat hotărârea CMC drept o răfuială politică din partea grupurilor de interes din domeniul construcțiilor din capitală. Amintim că scandalul dintre primarul capitalei și adjunctul său a pornit la mijlocul lunii iunie, după ce Chironda a spus că este împotriva demolării Hotelului Național din Chișinău. 18 sate din țară au rămas fără lumină din cauza vântului și a ploilor puternice însoțite de descărcări electrice care au căzut noaptea trecută și în această dimineață. Mai multe cabluri electrice s-au rupt după ce arborii sau crengile acestora au căzut peste ele. În urma vântului puternic și a descărcărilor electrice de noaptea trecută, 13 sate din raioanele Strășeni, Criuleni, Orhei și Vulcănești au rămas fără lumină. O furtună dezlănțuită în toiul nopții în orașul Comrat i-a speriat pe mai mulți locuitori. Din imaginele surprinse de o cameră de supraveghere, se vede că din cauza unui fulger care a luminat cerul și a tunetelor puternice, s-a pornit alarma mașinilor care erau într-o parcare. Se pare însă că ploaia puternică nu a provocat pagube în regiune. Consecințele s-au făcut simțite și pe parcursul zilei. La amiază, din cauza ploilor, au rămas fără energie alte 5 localități din raionul Hâncești. Vântul puternic a rupt mai mulți copaci și crengi care au căzut peste firele electrice. Lucrează la acest moment 60 de echipe mobile. Situația oarecum mai complicată este în raionul Orhei, unde există o oră mai mare de sate fără energie, circa 10 sate. Sperăm, odată cu ameliorarea situației meteorologice, încetarea ploii, să se întrerupă acest proces de cădere a crengilor. În context, pentru a evita eventuale tragedii, oamenii sunt sfătuiți să ocolească și să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ sau care atârnă suspect de pe pilon și copaci. În caz de situații de urgență, persoanele sunt îndemnate să apeleze la serviciile specializate sau la serviciul 112. După o avalanșă de majorări necontrolate, în urma cărora prețul pentru un litru de benzină a crescut cu aproape 5 lei, vine și prima ieftinire, care este însă nesemnificativă. Carburanții s-au ieftinit cu doar câteva zeci de bani la o zi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a preluat procedura de stabilire a tarifelor. Reprezentanții instituției au o explicație. De la începutul anului curent, cotațiile bursiere la produsele petroliere au crescut continuu. Ceea ce a rămas este reflecția evoluțiilor pe plan internațional și cursul valutar în raport cu dolar-euro. Astfel, începând de astăzi, benzina A95 costă 20 de lei și 5 bani, cu aproape 40 de bani mai puțin decât ieri. Motorina s-a ieftinit cu 35 de bani, iar acum șoferii vor scoate din buzunar 16 lei și 38 de bani pentru un litru. Și prețul gazului lichefiat s-a redus cu 40 de bani, acum un litru costă 11 lei și 33 de bani. Conform noii metodologii adoptate de ANR, prețurile la carburanți vor fi actualizate la fiecare două săptămâni. Din luna decembrie anul trecut, costul produselor petroliere s-a modificat de aproximativ 10 ori. Drept urmare, prețul a crescut cu aproape 5 lei per litru.
Liderul partidului Șore cere curții de apel din Cahul să anuleze mandatul de arestare emis pe numele său pentru a putea participa la electorală. Solicitarea vine după ce instanța de judecată a decis să amâne ședința programată pentru 7 iulie pentru data de 9 iulie, adică în ultima zi a campaniei electorale. În context, Ilan Șor spune că practic a fost lipsit de dreptul de a participa la evenimentele electorale. Într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Ilan Șor a subliniat că insistă pe anularea mandatului de arestare emis pe numele său, nu doar pentru a putea participa în campania electorală, ci și pentru a se putea prezenta în instanță și la procuratură, pentru a face depoziții în dosarul fraudei bancare. De asemenea, politicianul susține că va putea astfel începe și negocierile din numele acționarilor, referitoare la răscumpărarea portofoliului băncilor lichidate și compensarea daunelor. Instanța de judecată nu are dreptul nici juridic și nici moral să refuze cererea mea de anulare a mandatului de arestare și de a apărea public în primul rând la ședința de judecată. În context, el le-a cerut magistraților să-și revizuiască decizia și să lase ședința de judecată să se desfășoare așa cum era preconizată inițial. Îi cer curții de apel Cahul să revină la data stabilită a ședinței, mai exact pe 7 iulie, să revadă cererile avocaților mei și să-mi permită, așa cum prevede legea, ca în data de 8 iulie la ora 8 dimineața să mă prezint la procuratură pentru a face depoziții, după care să merg la întâlnirile cu alegătorii, care sunt planificate pentru data de 8 și 9 iulie. Președintele partidului Șor mai declară că acțiunile curții de apel Cahul pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie și rezultatele scrutinului. Am încercat să obținem un comentariu la acest subiect din partea curții de apel Cahul. Într-o scrisoare oficială, judecătorul Tudor Verdilă, care examinează dosarul lui Ilan Șor, ne-a informat că ședința de judecată este preconizată pentru data de 7 iulie la ora 14. Ilan Șor a declarat de mai multe ori că este gata să se prezinte la ședința de judecată, condiția fiind că va fi anulat mandatul de arest emis pe numele său, pe care îl consideră ilegal. Liderul blocului electoral Renato Ussatăi ar fi fost gata să se retragă din cursa electorală și să se înregistreze în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare anticipate. Dezvăluirile au fost făcute de președintele PACE, Gheorghe Cafcaliu, care a prezentat și unele dovezi, precum că Renato Ussatăi și-ar fi creat propria structură de spionaj. Potrivit lui Cafcaliu, Renato Ussatăi este trădat de membrii echipei sale. În cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, liderul PACE a prezentat o înregistrare audio în care un bărbat, vocea căruia seamănă cu cea a lui Ussatăi, se plânge că toată responsabilitatea în campanie electorală este pe umerii săi. Eu real am obosit să vă mai rog să scrieți câte ceva pe rețelele de socializare. Poate mă adăugați în grupurile activiștilor din raion ca să discut personal cu ei. Să-i rog pe ei dacă voi nu aveți timp să faceți asta. Am impresia că toți mă aburiți după fiecare întâlnire a noastră și nu transmiteți mai departe ce trebuie să întreprindă oamenii. Liderul PACE spune că indignarea lui Ussatăi ar veni după ce ultimele sondaje au arătat că formațiunea sa nu ar acumula suficiente voturi pentru a accede în Parlament. Poate cât îmi permite legea să merg să mă înregistrez în calitate de candidat independent la alegeri. Eu nu înțeleg sensul blocului. În aceeași emisiune, Gheorghe Cafcaliuc a prezentat noi dovezi că Renato Ussatăi și-a creat propria structură de spionaj după ce a făcut public un raport în care era vizat fostul premier Vlad Filat. Unul din rapoartele prin care l-a urmărit pe Vlad Filat este data din 1 septembrie 2020, unde sunt bănuieli rezonabile și din informații care au fost trimise că această structură ilegală a lui Ussatăi l-a urmărit pe Vlad Filat. Solicitat pentru o reacție, Renato Ussatăi nu ne-a răspuns la telefon, însă într-un briefing a declarat că se încearcă manipularea opiniei publice în campania electorală. Toate mizerile care le-au făcut și care le vor face și săptămâna viitoare au singur scop. El și mai mulți slugoi
de timpul lui Plahotniuc, care l-au slujit pe Plahotniuc și acum astăzi stau ok din cauza că Maiu este controlat și condus de omul lui Dodon, ei astăzi nu fac campanii pentru a accede în viitorul Parlament. Ei astăzi fac campanii, vă explic de ce, ca să fie torpedele lui Dodon. Nici liderul PSRM Igor Dodon și nici serviciul de presă al formațiunii nu au răspuns la telefon pentru comentarii. Pace este numărul 1 în buletinul de vot, iar blocul electoral Renato Usatăi este numărul 3. Un nou lot de vaccinuri Sputnik V împotriva COVID-19 ar putea ajunge în Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele PSRM Igor Dodon în cadrul emisiunii sale difuzată pe Facebook. Potrivit lui, țara noastră va semna un acord cu Federația Rusă pentru procurarea a 700.000 de doze de Sputnik V. Fostul șef de stat a menționat că a primit deja confirmarea din partea autorităților ruse. 700.000 de doze, am primit confirmare de la Moscova. Acest acord va fi semnat în timpul cel mai apropiat, cu livrarea partidei pe parcursul următoarelor săptămâni luni. Și eu sper foarte mult că săptămâna viitoare acest vaccin, următoarea partidă de vaccin Sputnik V, va ajunge la Chișinău. Consilierul pe comunicare al Ministerului Sănătății Cristina Stratulat și secretarul de stat Igor Curov nu ne-au răspuns apelurilor noastre pentru a confirma aceste informații. Anterior, reprezentanții instituției au declarat că Moldova negociază achiziționarea vaccinului rusesc Sputnik V. Se întâmplă și la case mai mari. Un angajat al batalionului cu destinație specială Fulger a rămas fără armă aseară după ce un tânăr i-a furat-o cu tot cu geantă. Ulterior, făptașul s-a dus la amicii săi și au tras câteva focuri. Distracția periculoasă acestuia nu a durat prea mult, deoarece a fost reținut și riscă până la 5 ani de pușcărie. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aseară în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei. Angajatul de la Fulger se afla pe o bancă și discuta cu două persoane, iar într-un moment de neatenție a rămas fără geantă în care avea un pistol și actele de identitate. Oamenii legii precizează că acesta deținea arma legal și era în afara orelor de muncă. Bărbatul de 28 de ani care a sustras geanta este anterior judecat și se află la evidență ca și consumator de droguri. Acesta a mers la niște prieteni care îl așteptau în curtea unui bloc și, distrându-se, a tras 3 focuri de armă în plan vertical. Nicio persoană nu a fost rănită. După ce a rămas fără armă, angajatul de la Fulger a anunțat poliția, iar în scurt timp făptașul a fost reținut pentru 72 de ore. El își recunoaște vina și este cercetat penal pentru furt și huliganism. Se antrenau în subsol și pe teracotă rece. Vorbim despre micii sportivi din Taraclia care în astfel de condiții precare însușeau artele marțiale. Recent lucrurile s-au schimbat, iar antrenamentele se desfășoară pe saltele moi într-o sală de sport bine echipată. Se întâmplă după ce primăria orașului le-a pus la dispoziție o încăpere care a fost amenajată corespunzător. Astfel, micii campioni se pot gândi acum doar la trofee. Tinerii campioni ai Eurasiei și tripli campioni ai Moldovei la Taekwondo spun că pentru o perioadă lungă de timp s-au antrenat în condiții neadecvate sportului de performanță. Acum însă situația e alta, iar micii sportivi pot să se concentreze pe activitatea lor preferată. Înainte ne antrenam într-o casă de rugăciune unde aveam o cameră la subsol cu teracotă, iar pericolul consta în faptul că micii sportivi se puteau ușor răni. Mie îmi place aici, avem aer condiționat și saltele. Noua sală a fost amenajată pe teritoriul stadionului. Aici a fost schimbat acoperișul, au fost vopsiți pereții și instalat un aparat de aer condiționat. Podelele au fost acoperite cu saltele moi pe care copiii se pot antrena evitând riscul de a se răni. De schimbări sunt mulțumiți și părinții tinerilor sportivi. Și noi ne vom implica în susținerea sălii, în dezvoltarea acestui sport, să-l ajutăm pe antrenor astfel încât copiii noștri să obțină rezultate bune. Ne-a plăcut totul, iar echipamentele și sala sunt noi și performante.
Antrenorul deținător al centurii negre la taekwondo spune că lucrează cu băieții de 5 ani. El recunoaște că de mult timp au existat dificultăți în găsirea unei săli de sport care să corespundă antrenamentelor. Totuși, după intervenția primarului, situația s-a schimbat. Noi mereu am cerut autorităților să ne ofere o sală. Sala pe care o vedeți astăzi e ceea ce ne-am dorit. Am visat întotdeauna la o astfel de sală. Acum un an și jumătate, Consiliul Raional Taraclia a transmis stadionul în gestiunea primăriei împreună cu spațiile aferente. Iar astăzi, aproximativ 30 de copii se antrenează zilnic în această sală de sport. Toate cursurile sunt gratuite, iar cei care au între 7 și 25 de ani se pot înscrie la taekwondo. Am reușit să alocăm din buget mai mult de 1 milion de lei pentru acest an ca să aducem aici antrenori și formatori care vor putea lucra. Am adaptat sala și, bineînțeles, am oferit-o sportivilor să se antreneze. Pe lângă sala de sport, primăria din Taraclia a amenajat și stadionul din apropiere unde oricine poate juca fotbal. De asemenea, au fost instalate echipamente pentru exerciții în aer liber. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!